Mă numesc Recauțanu Marius, am 23 de ani și sunt activist civic din orașul Belți. La 10 ani am început activitatea de voluntar în cadrul Asociației Obștiești Caroma Nord, hobby care mi-a modelat total viața. În cadrul asociației mi-am dezvoltat abilitățile, începând cu lucru în echipă și vorbirea în public, terminând cu implementare de proiecte la nivel regional și, de asemenea, am avut nenumărate oportunități, din păcate, majoritatea în afara țării. Eu am ales să înleg viitorul de țară în care cred și să-mi construiesc un viitor frumos acasă. Suntem astăzi aici ca să discutăm proiectul pe care l-am lansat în septembrie 2017, Belți, oraș curat. La 21 de ani am fondat Asociația Obștească CRED, care avea ca scop educația și dezvoltarea durabilă a societății pe care o reprezint. Am consolidat 7 consilii de elevi din 7 instituții de învățământ, am instruit peste 2000 de tineri în tot ce înseamnă implicare civică și abilități personale, am stabilit 6 parteneriate cu autorități publice locale, de asemenea 36 de parteneriate cu instituții publice și instituții de învățământ din municipiul Belți, raionul Sângerei și raionul Râșcani. Principala provocare pe care o are generația noastră e să creăm o lume în care fiecare să aibă un scop. Scopul e ceva mai mult decât să faci parte dintr-un job, familie sau unitate administrativă. Scopul face omul fericit. Ce motivează oamenii ca să-și atingă scopurile sau să aibă un scop? Copiii iubesc vedetele din lumea sportului pentru exemplu de vise realizate. Maturii sunt inspirați de cele mai multe ori de exemple din sferele de influență. Visul meu e să fac alți oameni să fie motivați și să acționeze.